Bună dimineața, ne-am reîntors la Jurnal de Business, iar invitatul meu are un palmares de antrenor pe care cred că ar putea să fie și poate chiar este invidios orice antrenor al lumii. Astfel, medalie olimpică de aur Sydney 2000, medalie olimpică de argint Atlanta 1996, medalie olimpică de bronz Sydney 2000, cea mai bună atletă a lumii 1999. Campion mondial aer liber 1997-99-2001, campion mondial sală 95-97-99 două probe, deținător al recordului european 3000 de metri aer liber, deținător al recordului european 5000 de metri sală, alături de mine, domnul George Gheorghe, și mulțumesc foarte mult pentru prezență. Te salut cu mare drag. Te salut. Ce simțiți când auziți acest palmares? Eu încerc, toate astea au fost vremuri apuse, se pierd pe undeva în negura vremii. Eu încerc să mă ancorez în prezent, pentru că prezentul este foarte important ceea ce privește viitorul. Toată lumea zice că istoria e foarte important, că prin prezent îți explici viitorul și prin trecut îți explici prezentul. Eu de aia tot, asta e o carte uitată undeva pe o rafta bibliotecii, tot palmaresul ăsta ce a zis, deja începe să devine prăfuit, uite că încep să am emoții, dar încerc să trăiesc pe prezent și să construiesc. Eu sunt un tip de construcții, eu doresc să construiesc, pentru că această construcție, acest stabiliment, cu cât e mai bine, să zic așa, implementat, cu cât mai bine este viabil, poate să aducă ceva în viitor. Sportivul care ați avut cea mai mare performanță și aceste rezultate este Gabriela Sabo, devenită ulterior și soția dumneavoastră, dar dumneavoastră ați și descoperit-o. Cum descoperi un sportiv cu astfel de potențial? Cât ține de noroc, cât ține de experiență, de flair, de... Problema, tot prin prezent se poate explica niște amănunte foarte, foarte importante, în primul și în primul rând școala pe care am absolvit-o și care mulțumesc, nu reușesc să mulțumesc din tot sufletul profesorilor mei, chiar și sistemului care m-a dus acolo, nu sunt, să zic așa, nostalgic, dar sistemul era așa de bine pus la punct, încât intrai în acest malaxoar de antrenor, profesor, sport, bine pregătit, bine selecționat, eram 17-18 pe un loc, și ne-a orientat către, să zic așa, pentru mai multe științe, pentru că sportul este mai multe științe, fiziologie, biochimie, psihologie, și am avut din fiecare din aceste științe, am avut niște mici părți pe care puteam să folosesc în profesia mea. Exact și ceea ce zice și dumneavoastră, exact selecția. Deci noi am fost pregătiți de a face o selecție, de a vedea potențialul acelui individ sau acelor indivizi, am avut pregătirea să-i ducem la faza de inițiere, am avut faza să-i ducem la faza de perfecționare și am avut cunoștințe și pregătire de a-i duce la excelență. A contat faptul că dumneavoastră ați fost și sportiv de performanță? Sigur, n-ați obținut rezultate de asemenea nivel, dar... Nu, eu tot ce am învățat în ceea ce înseamnă meseria mea a fost la Institutul de Educație Fizică din București. Încă o dată mulțumesc profesorilor mei, nici nu știu dacă mai trăiește cineva dintre ei, dar au fost niște profesori în așa fel încât am îndrăgit această meserie, am primit un bagaj de cunoștințe pe care puteam să le aplic. Eu am avut, niciodată n-am vrut să devin profesor de educație fizică. Asta nu înseamnă că profesorul de educație fizică nu este o meserie magică pentru noi. Dar totdeauna m-am văzut ca un antrenor în căutări, în a aduce performanță și a aduce excelența în performanță și mai ales în ramura pe care am practicat-o, atletism.
Sunteți într-un fel și un scaun, cum vedem la baseball, sau toți, care se duc și... Toți suntem, acum deja s-au schimbat vremurile, dar reușesc și încerc, din toate puterile mele, să mă mențin la cerințele actuale. Acum, eu am avut echipă în spate. Am avut într-adevăr o echipă foarte bună. Mă refer la fizioterapeut, la sparing partener, la masăr, la și centru de medicină a fost alături de mine. Deci nu pot să neg. Tot sistemul a funcționat în așa fel încât să reușesc să performez. Și nu numai eu. Acea generație care, într-adevăr, am fost pregătiți pentru excelență. Eu doresc să spun că după anul 3 cât am avut noi, pe vremea aia era Institutul de Educație Fizică, am reușit am învățat bine și am prins acel an de specializare. A fost un singur loc pe toată țara la atletism. Eu și Jolt a fost ăla care a prins acest an 4. Am avut 7 colegi din 7 ramuri de specialitate și eu am avut acea, să zic așa, nu numai plăcere, acea mare șansă de a face anul 4 de specializare pe atletism face-to-face cu profesorul meu, Dumitru Alexandrescu. Deci vă dați seama cum ai putut tu să aprofundezi această știință a atletismului, mai ales cu acest guru al atletismului care a fost domnul Alexandrescu. Deci așa a decurs. Deci încă o dată vreau să zic, noi am fost pregătiți pentru marea performanță. Am fost aleși, am fost îndrumați, am fost ajutați și după aia am fost să ne-a dat și aripi. Am avut o perioadă, aceasta în care dumneavoastră ați obținut rezultate foarte mari, în care mai multe fete au obținut rezultate, sau femei au obținut rezultate foarte bune în probe de atletism. Dar nu avem băieți cu un palmares similar. Am avut un Megela la Suliță, am avut un Boroi, adică avem un Boroi, îi mai trăiește. Am avut un Sorin Matei, deci v-am spus deja 3 probe atletice total diferite, Suliță, garduri și înălțime. La alergări am avut pe Unile Floroiu, a fost o pleadă, Onescu, Unile Floroiu, Ghipu, au fost acolo niște atleți, dar niciodată n-am stat să mă gândesc de ce fete și de ce băieți. Contează genetica, vedem mulți alergători de culoare, mai ales din țări africane. N-are nicio treabă, pentru că... Se spune că fibra musculară a lor un tendon mai... Dar încă o dată zic, eu am dominat și nu numai și Radcliffe și O'Sullivan, am dominat acel continent african. Dar cum l-am dominat, ca să pot să-i birui, să zic așa, m-am dus în gura lupului. M-am dus în gura leului, să zic așa, sau tigrului. Și ne-am dus la ei acasă și am văzut ce se întâmplă. Deci... Exact ce s-a întâmplat înainte de 90 la noi, este și acum la ei. Această masă mare, acest bazin mare de selecție este pus la dispoziție. Nu vreau să zic că e sărăcie, nu. Este o modalitate de a ieși din mediul în care este. Este o modalitate din a ieși din acea mediu care nu e chiar strălucitor. Acum nu vreau să comentez ce e sărac, nu e bogat. Dar... De exemplu, și Maroc sunt, deci este o filozofie a alergării. În ce sens? Dom'le, mă duc la atletism că poate ies din mediul meu, poate reușesc mai bine în viața matură, zic, decât dacă m-aș face nu știu cum. Deci e o ieșire din matcă, să zic așa, o posibilitate. Și în Statele Unite, la fel, știți foarte bine, să ieși din ghetourile respective, ai la dispoziție muzica, basketul, baseballul, atletismul și fotbalul american. Deci astea sunt căile prin care poți să ieși. La ei este alergare. Lucrați cu copii ca să-i puteți duce la o mare performanță. De la ce vârstă trebuie luat un copil ca să fie, să spun, o plecare optimă? Hai să începem de la început. Problema sportului românesc este școala.
75%, poate și mai mult, din sportul, din sport, atenție, este pe partea de Ministerul Educației. Ministerul Sportului are cele 45 de cluburi, care menirea lor, încă n-au reușit prin legea sportului, care e o lege din 2069, să-l schimbe, să-l actualizeze, în așa fel încât acele cluburi sportive școlare să mai existe sau nu mai existe, să nu mai existe. Aici trebuie luat niște hotărâri foarte drastice și foarte dure. Ok, interzicem, adică renunțăm la cluburile sportive școlare, care de fapt este pepiniera sportului de mare performanță. Deci sportul românesc pe hârtie este foarte, foarte bine sistematizat. Deci cluburile sportive școlare, cluburile de departament, cluburile care efectiv te duc și excelează în performanță, dar noi am uitat o singură este cluburile universitare. Aici ar trebui să punem mai mare accent, care este tot la Ministerul Educației. Această sistematizare foarte bine pusă la punct, asta zace în birou, asta deja e altă discuție, infrastructură e altă discuție. Dar punctul zero este acel profesor de educație fizică. Avem 24 de sau 25 de facultăți de educație fizică în țară. Acum, nu, eu n-am venit aici să le... Sunt foarte bine că sunt, am înțeles, dar în momentul ăla, când ești din aceste universități, oare ești bine pregătit ceea ce înseamnă situația actuală a învățământului românesc? Eu vă zic acum niște chestii care sunt dureroase, din păcate. Un profesor de educație fizică termină, merge să dea examen la titularizare, la inspectoratul școlar, unde vrea el să-și ocupe un post. Bibliografia pe care, din care se dă examen, din păcate, nici nu știu să zic, să nu înțeleagă lumea greșit, bibliografia sunt anumite cărți din 83. Atenție mare, eu nu contest cine a scris acele cărți. Ea sunt extraordinare, îi cunosc cum zgârmănesc. Ăștia au fost niște guru, niște maestri al sportului. Dar au trecut 40 de ani. Dar au trecut. Haideți ca acel candidat care acum 2-3 luni, cât de cât la acele universități, internet avea posibilități de a intra în situația actuală, te duci la inspectorat și te întoarce 30-40 de ani înapoi ca să poți să obții un post. Atenție mare! Ok, ai trecut de examenul ăsta. A doua problemă mare. La aceste examene și cu 1,90 acel bine pregătit profesor poate să profeseze la redistribuiri și la nu știu ce. Deci din 15 septembrie va sigur va avea un post undeva. 1,90, 1,25. Deci sistemul ar trebui puțin reglat. Încă o dată, sistemul, dacă reglez cerințele, actualizările, ar fi necesar ca acel profesor care a reușit să treacă în această sită, să ajungă la catedră și să-și facă treaba. Ok. A ajuns la catedră. Totul e ok, totul roz. Septembrie-octombrie e frumos afară. Dar vine luna în octombrie, noiembrie, decembrie, când săracul n-are nimic. N-are aia. Și uite-te, aceste probleme, aceste mari probleme a sistemului, de fapt, real, ceea ce înseamnă în teritoriu, de rural vorbesc mai ales, poate să dea explicații de ce nu avem acest sistem foarte bine de selecție pus la punct. Pentru că proful de educație fizică, datorită problemelor infrastructurii, nu poate să-și facă treaba în așa fel încât el să semnaleze pe un club, pe un club sportiv școlar, am ceva bun, veniți să-l vedeți. Ok, poate ajungem și acolo că totul e ok și dă telefon și vine cineva de la clubul sportiv școlar din municipiul respectiv, îl vede. Oare el, dacă într-adevăr e un talent, poate să-l mute la
municipiu, la clubul sportiv școlar, adică casă, masă, tot ce trebuie ca să poți să-l inițiezi, să poți să-l duci spre o anumită specializare. Și dacă este din mediul rural, posibil părinții să nu-și poată permite... Bravo! Deci toate chestiile astea, înainte era ok. Încă o dată, nu sunt nostalgic. Mare atenție, nu sunt nostalgic. Dar încă o dată, dacă sistemul s-ar reactualiza, sunt ferm convins că și la Ministerul Educației și la Ministerul Sportului am găsit o ușă deschisă pentru a rezolva aceste situații. Dar situația la talpa țării este... nu-mi place să folosesc acum mai nou, orice mică chestie se spune dezastru. Eu nu folosesc cuvântul ăsta. Este o situație care depinde de noi să-l reglăm sau nu. Apropo de cei 40 de ani care au trecut de la momentul la care s-au scris cărțile care sunt în bibliografie, acum există foarte multă aparatură de diverse tipuri pentru pregătire, monitorizări, senzori și așa mai departe. Nu știu dacă ați văzut seria de filme Rocky cu Sylvester Stallone în postura de boxer și la un moment dat avea un meci cu un sportiv rus. El reprezenta America. Și Rocky se antrena după modelul vechi, întorcea niște roți mari de camion, dădea cu topor, nu știu ce, rusul era cu tot felul de senzori și cu mașini și așa mai departe. Sunteți adeptul mai degrabă stilului mai natural sau a tehnologiei? Deci eu sunt... eu am o pregătire, deci am o bază din, deci eu am o bază nu sovietic, est, deci RDG, URSS, asta, cu asta eram noi îndopați, da, în sensul bun al cuvântului, asta erau informațiile noastre în anii 80. Asta era literatura. Dar încă o dată, eu am avut acea posibilitate cu acest domn profesor, Dumitru Alexandrescu, care era foarte bine pus la punct și cu școala americană și cu școala franceză, adică cu Vest Europa. Să știți că Europa de Vest, la momentul respectiv și chiar și acum, copiază și are anumite elemente din școala asta veche, estică, pe care zicem noi. În primul și în primul rând, principiul cantonamentului. Iar ei ne chiar blamau că ținem oamenii în cantonament, îi spălăm creierii, nu știu, acum fac ei la fel. Deci asta e altă discuție. Normal că sunt de acord cu tot ce se întâmplă la ora actuală în știință, din păcate prea puțină știință este importat în România ca să poți să faci, deși avem un centru de cercetare a sportului, puțină lume știe, dar și Comitetul Olimpic are un centru de cercetare care deja știe mai multă lume decât celălalt. Adică aici e vorba să știi să-ți vinzi marfa, ca și primul și în primul rând să știi să vorbești pe limba unui antrenor. Că încă o dată suntem profesori de educație fizică, suntem antrenori, nu suntem din ăștia, nu zburăm în cosmos, nu stăm pe ISIS 3-6 luni. Noi trebuie să vorbească acel cercetător, acea știință pe care el are și trebuie să ne transmită în așa fel să o înțelegem și noi. Deci trebuie să știe și vocabularul nostru, trebuie să știe și... acum nu cumva să se înțeleagă că suntem limitați, dar știința, ce se știe, spunem în așa fel încât să-l înțeleg și să-l pot să-l aplic. Normal că sunt de acord cu smartwatch-uri, cu tot ce există, dar la început acum nu mai poți să faci, erau situații când un smartwatch era legat de un câine și câinele ăla fugea ca la balamuc și toată lumea era nebunită ce volum mare are respectivul, dar era câinele care se l-a legat și fugea în cer. Deci acum nu se mai poate că e GPS-ul. Acum se pune telefonul într-un Uber și se plimbă prin oraș să nu știe nevasta că bărbatul e la amantă. Nu știu, noi vorbim numai de sport. Deci, normal, acum vine prelucrarea datelor. Acum vine, de exemplu, mie analizele de sânge. Mie degeaba mi-arunci 2-3 pagini calciu, magneziu, ok, asta le știm, normal. Dar echilibrul lor sau ce înseamnă efortul pe care vreau să duc. De aia eu lucram în echipă și pe vremea aia ziceam la echipei mele, fii atent, mâine vreau să fac asta, atenție, pregătiți-mi subiectul respectiv, ca miercuri am foarte, foarte tare pe zona de efort cu tare. Și aveți susținere din toate părțile. Și el îmi spunea, Zolt, nu ești pregătit pentru efortul ăsta, mai stai o zi.
schimbă, știți foarte bine, ca să faci o refacere corectă, totdeauna te simți tipul de efort. Îl schimbi, jonglezi acolo pe tipul de efort și refacerea poate să fie mai rapidă, ca vineri sau sâmbătă să fie apt pentru anumite chestii. Am citit despre niște lucruri, dar sigur, ce citim noi în presa mainstream poate să aibă mai mult sau mai puțin legătură cu performanța, de tot felul de metode mai inovative sau moderne de recuperare, dar o să vorbim despre ele după o foarte scurtă pauză publicitară, așadar publicitate și revenim. Mi se pare că vremurile pe care le trăim ne impun cumva să ne apropiem de științele vieții din ce în ce mai mult. V-ați gândit vreodată că o să ajungeți în această încăpere? Nu m-am gândit niciodată. Nu m-am gândit niciodată că voi fi vreodată director. Ai trăit în armonie, ai respirat și eu am respirat odată cu tine. Nici tu nu știi să spui nu? Aceasta este tema din această seară. Astăzi vorbim despre tendințele din mediul de afaceri românesc. Seara aceasta vom încerca să facem o radiografie a stării firmelor din România în ziua de astăzi. Vreau să știe toată lumea, presa nu se face doar în București, că presa adevărată nu este doar în centru. În seara aceasta o discuție despre geopolitica marilor puteri în Asia Pacifică. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Mihail Neamțu și vă invit la o nouă emisiune, Vocea Libertății, aici la Canal 33, într-un spațiu al libertății. Astăzi mi-aș dori să vorbim despre a trăi viața. Mi s-a părut foarte interesant temele. Sunt subiecte care, să vă spun, în altă parte nu se discută. Știu. De data aceasta o să vă spun bună ziua, bine ați venit la Sfere de Interes, ediția de marți cu H.D. Hartmann. Ziua bună! Nou format, nou destin! Liderii lumii pierd încrederea oamenilor. De exemplu, liderii guvernamentali mai au încredere din partea oamenilor doar în proporție de 42%. Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. O zi foarte importantă la București. Reuniunea flancului estic NATO, nou președinț s-au întâlnit la București. Despre postul cu apă. De fapt, ce înseamnă postul cu apă? Ne-am reîntors, stimați telespectatori, la Jurnal de Business. A fost o discuție atât de interesantă cu domnul ministru Marius Bostan, încât l-am reținut să continuăm dialogul pe câteva idei care ne-au rămas restante. Vorbim despre noua lege a vânătorii, despre care sunt implicațiile acesteia. Ce-i de făcut ca să reușim să mâncăm sănătos? Să mâncăm! În seara aceasta continuăm discuția despre războiul dintre Ucraina și Rusia. Cât de tare ne frige și cât de tare ne va frige în continuare la buzunare curentul electric? Suntem atât de legați de tot ceea ce se întâmplă pe cer, dar mai ales suntem legați de traseul lunii. Crescând puterea energetică la nivel uman, crește și impactul agresiunilor pe care oamenii și le fac unii altora. Bun.
Bună dimineața și bun regăsit la Jurnal de Business. Astăzi vorbim despre ceea ce înseamnă coachingul în afaceri și felul în care un coach profesionist ne poate ajuta să câștigăm mai mulți bani, să ne dezvoltăm afacerea, dar și să avem o viață mai bună. Ne-am reîntors, stimați telespectatori, alături de mine antrenorul care a obținut în această postură de antrenor titlul de cea mai bună sportivă a lumii în 1999, cel mai bun sportiv al lumii. Și vorbeam despre cu domnul Joel Gheorghe și vorbeam despre recuperare și citeam că acum există metode de criogenare sau să stai în gheață sau, vă rog, lucruri din acestea care ar ajuta să se recupereze mai rapid după efort sau acid lactic să nu se producă în cantități așa de mari sau să se absoarbă mai repede, nu știu exact care e procesul. Hai să facem precizări. Două termene, refacere și recuperare. Recuperarea e după accidentări. Refacerea e după efort. E foarte important să știm treaba asta. Acum, știți cum e? De exemplu, pe vremea mea, începem să vorbim pe vremea mea, a fost acest stretching. Toată lumea făcea stretching post și pre-efort. Acum, după aia a venit în state, acolo normal, au venit butoi cu gheață, care și acum mai merge. Acum a venit acest chiro. Deci, sunt foarte binevenite, se folosesc, asta e bine că le avem, da? Sunt anumite două sau trei complexe sportive, au tot ce trebuie și împlinește toate cerințele pentru 2022-2023, pentru perioada asta, ce se știe. Aș vrea să dau exemplu Complexul Sportiv Național de la Snagov. Este foarte bine dotat, nu degeaba sare performanța de acolo, canotajul unde este, excelează, da? Deci nu numai ceea ce înseamnă condiții de pregătire, au condiții de hrană, de condiții de cazare, dar condiții de refacere sunt foarte, foarte sus. Și dar trebuie să-ți convinzi sportivul să intre în butoiul ăla cu gheață. Sportivul, dacă știe că îi va face bine și a făcut o dată sau de trei ori și a fost bine, fiți sigur că prima dată e numai până genunchi. Dacă e cazul și el se simte bine, poate și până la nas, dacă e bine, pentru că senzația de refacere, acum depinde cât la sută, pentru sportiv contează foarte mult, că știe ce l-așteaptă mâine sau poimâine. Și deja, nu degeaba, avem o generație bună chiar, care sunt foarte bine informați ceea ce înseamnă pregătire, ceea ce înseamnă refacere și eu salut treaba asta. Acum, într-adevăr, și internetul este foarte activ în ceea ce privește la metode de pregătire, metode de refacere, dar, atenție, trebuie să avem un filtru ceea ce înseamnă ce preluăm de acolo. Un filtru care, de obicei, profesioniștii, deci profesorii sau antrenorii sunt aia care din spate, aveți grijă că aia e cam rebiș, cam nu e bine. Hai să vedem pe partea asta. Deci și poate educația sunt și anumite efecte secundare ale unor... Eu mă refer la numai refacere mecanică, refacere medicamentoasă, nu mă bag, nu sunt profesor de sport, aia trebuie să facă biochimistul, farmacologul și doctorul. Asta e treaba lor, de-aia sunt. Și de-aia este, v-am spus că sportul este mai multe, e o masă interdisciplinar, da. Mai ales acum se pune accent foarte mult pe psihologie. Nu înțeleg de ce, dar mă rog. Păi mi-aduc aminte Serena Williams că a lucrat cu Tony Robbins, care este un guru în zona asta de neurolingvistic. Nu mă place cuvântul ăsta guru, că avem niște din ăștia care le știu pe toate în domeniul lor. Asta e bine. Dar oare bine? Oare chiar știu ceea ce trebuie? Deci e foarte important să știi să faci așa o nouă selecție, să știi să o sită prin ce trece acele cunoștințe, care dacă n-ai o bază de cunoștințe, n-ai cum să ai și sita. Deci și aici e o chestie. Cât de mult contează nutriția și eventual suplimente nutritive care să compenseze ce nu-ți oferă mâncarea și ai nevoie ca sportiv de mare performanță? Păi știm, acum știm foarte bine că alimentația la ora actuală, ceea ce înseamnă legume, ceea ce înseamnă verde, nu mai au potențialul ăla
să zic așa, nutritiv. E clar, n-au acum 30 de ani un ridic, avea alte elemente, să zic așa, față de acum. Acum cu sere, cu nu știu ce. Nutriția este un punct sensibil la noi, pentru că mai ales ce apare pe piață, mai ales aceste produse care apar, sunt foarte, foarte, nu știu, nu pot să zic, sunt contaminate, nu sunt contaminate, dar de aia avem ANADU, Agenția Națională Antidoping, care trebuie să fie cu un pas în fața lor ca să asigure acea siguranță a sportivului în momentul ăla când le cumpără sau le folosește. Dar avem nevoie, nu, de anumite vitamine, minerale și alte lucruri? Normal, asta e treaba. Deci încă o dată, biologul, biochimistul care vine și ți-a sânge, farmacologul care vede cam ce ai putea să achiziționezi pe piață, și vine acest nutriționist care, într-adevăr, trebuie să... Deci e o echipă, aici e o problemă. La sporturile individuale e greu să ții o asemenea echipă lângă tine, pentru că costă. Acum, dacă ai o echipă, nu vreau să dau exemplu acum în canotajul, de ce vorbesc de canotaj, că îl cunosc foarte bine, acolo este echipă. Acolo sunt 180-200 de oameni în pregătire, au altă, deci pe nivele, au la Orșova încă un centru, un centru olimpic, care, vedeți, e foarte bine pus la punct. Intri în centru olimpic, în centru de la Orșova de tineret, automat intri, dacă ai potențialul tău performanțial este în urcare, este ascendent, automat intri la lotul mare în Snagov. La Snagov deja ai alte condiții. Deci ierarhia în sport, ierarhia este lege în sport. Și ierarhia. Când ai atâția sportivi, poți să angajezi câțiva profesioniști, exact, să aibă grijă de ei. La sportul individual, v-am spus, este mai greu. Aici antrenorul sau cel care se ocupă de pregătire trebuie să fie puțin mai smart, foarte pregătit, foarte bine informat, dar încă o dată aceste informații pe care preia de la internet sau nu știu ce, trebuie să aibă o sită anume sau să meargă la literatura de specialitate, care literatura noastră de specialitate în limba română sau ceea ce se produce în România este foarte, foarte învechit. Am zis și low level. Nu prea avem. Înainte, centrul de cercetare avea o secție de traduceri. Ne mai traducea ce apărea în Mapamond și ne mai dădea. Nu știu dacă mai au, nu cred că mai au traducători. Deci el trebuie să aibă foarte bine pus la punct în ceea ce înseamnă engleza, în engleză sau franceză, în limbele astea două apar, toate materialele astea științifice, care... acum e foarte ușor să ajungi la ele. Imediat intri în bibliotecă la British, era altceva, 20 de lire te costă un abonament și acolo începi să... Și atunci, dacă te duci pe partea asta științifică, deci argumenta științific, atenție, nu că vine nu știu cine și pune pe net un articol. Nu, nu. Aceste biblioteci mari, serioase, cunoscute, acreditate, chiar să zic, poate să-ți ofere un bagaj informațional și pe fundament științific și nou și poate aplicabil. Ați creat un club sportiv care vă poartă numele. Asociație sportivă. Asociație, da. Care este diferența? Este o asociație, deci, și asta e o structură sportivă, dar această asociație mai mult se ocupă de a atrage anumite fonduri. De a aceste fonduri să fie cu posibilitatea de a finanța anumite, să zic așa, valori, posibile valori ce apar. Dar. Deci să oferiți un fel de burse, să spunem. Nu pot, pentru că n-am potența asta financiară, dar asta a fost creat, eu îmi desfășor activitatea, nu știu, avem voie să vorbim, să nu, da? Deci eu îmi desfășor activitatea la Clubul Sportiv Orășenesc 2005 voluntari. Aici, am văzut că ați fost implicat și în fotbal. Vreau să vă întreb un pic dacă... Aici, puțin, după ce am plecat de la federație, care n-am, eu nu prea... Asta puțin acolo. Nu că sunt agreat, Doamne ferește. Nu mă regăsesc în sportul românesc, în structurile sportului românesc la nivel mare. Nu mă regăsesc, e un anchilozat, dar nu vorbesc. Și atunci mi s-a întins o mână la acest club sportiv orșărenesc 2005 voluntari,
nu mi-e rușine să zic, chiar sunt mândru de domnul primar, domnul Pandele. Mi-a zis, Jolt, vreau atletismul la voluntari. Domnul primar, atletismul voluntari, dacă n-am o... Atâta, la început am încercat să adunăm și să ajutăm anumite valori din țară și să-i aducem la Snagov pe model de canotaj. N-a mers. N-au avut antrenorii din țară încredere în noi. Sau, asta e o problemă și o boală mare în atletism, într-adevăr am trecut și eu prin asta, găsești un talent, vorba vine, începe să-ți meargă și crezi că tu poți să-l duci până sus. Ok, eu am avut acest noroc și am avut această susținere să de jos până sus să ajung acolo, de jos până la nivel olimpic, campion olimpic, ok. Dar poate nu toată lumea poate să facă treaba asta. Eu am încercat să ofer sprijin. Eu am zis, fii atent, domnul antrenor, valoarea asta ta pe care o ai, nu Gheorghiu și numai la antrenează, dar tu vei fi peste tot numărul unu, tu ești ăla care ai scos-o, ai identificat-o și noi ce facem? Noi îți dăm condiții mai bune și un know-how. Deci îți dăm știința pe care o am eu, experiența, să putem să facem excelență, dar tu ești ăla care ai adus. Nu s-a înțeles. A ținut asta vreo 4-5 ani, a costat o groază de bani, pentru că să ținem 4-5 fete cu antrenori cu tot, costa la Snagov. Încă o dată a fost un efort din partea primăriei pe această club sportiv, destul de greu. Atunci ce s-a întâmplat? A avut în spatele primăriei, domnul primar m-a dus și mi-a arătat o hală. Jolt, aici am dorit să facem cea mai lungă pistă de atletism. Normal, zic, domnul primar, hai să nu facem cea mai lungă, hai să facem una circulară, că e sală. Cine vrea să facă pistă lungă, să facă în aer liber unde vrea el, acolo, să facă, dacă asta e nevoie. Dar noi hai să facem o sală. Am reușit cu CNI-ul să facem o sală de atletism care are un teren de basket și în același timp, deci au amprentă de basket și de volei, poți să folosești la SS, cu 600 de oameni tribună și în continuare o pistă de atletism de 200 de metri, neregulamentară, pentru că n-a încăput, mă refer, arcul de cerc e mic, nu e așa lată. Ne mai lipsea încă 10 metri ca să ne putem merge în stânga-dreapta, dar nu s-a putut. Adică nu se pot face competiție acolo? Putem face pe plat, nu circular. Pentru că arcurile de cerc sunt foarte strâmte. Dar la nivel de copii și a face un focar de atletism este excepțional. Drept dovadă, având această sală, 3 ani am așteptat și ne-am toate strădanile domnului primar, viceprimar, tot ce se înseamnă foruri, inclusiv Găbiță, care acum această sală poartă și numele, a venit, ne-a ajutat, CNI-ul, ok, am făcut și acum avem 200 de copii la 3 antrenori. Am reușit să fac o secție de atletism, să avem cei antrenori, Mădălina, Vlad și Marlen. Ei se ocupă cu atragerea, cu promovarea, cu inițierea, ceea ce înseamnă atletism, și Vlad deja a început să scoată și capul la performanță. Pot să vină copii și din București sau din alte zone? Sau doar nicio problemă, deci geaburile. Ușile noastre sunt deschise. Deci tot e gratuit, atenție! Totul e gratuit, acești 3 antrenori lucrează, normal facem grupe pe nivel de categorie de vârstă, posibilități, m-ați înțeles, deci la noi nu contează, nu trebuie să fie. Deci noi nu facem atenție mare, mai înainte facem masă și de acolo facem identificare, fără a spune la cineva, tu de mâine să nu mai vii, cum era pe vremea mea. Înainte la cluburile sportive școlare era, lucrai numai cu ce ai selecționat. Clar. Acum ușa e deschisă, oricine poate să vină, normal, respectând cerințele de categorie de vârstă. Eu n-am fost de acord sub 8 ani, dar cele două fete au zis să coborâm cu vârsta la 6 ani. Ok, e ok, prinde, dar vedeți și aici e o problemă. Facultățile de educație fizică ar trebui să introducă aceste module. Ca module, să știe antrenorii să lucreze cu copiii. Pentru copii că eu sunt super pregătit, foarte sus. Eu nu că nu știu să fac cu copilul ăla mic. Acum eu știu vârstele, etapele de vârstă la partea psihologică, fiziologică, că oricum acum ei sunt mult mai dezvoltați mental, fizic.
fizic mai puțin, dar mental sunt super dezvoltați. La fizic avem probleme, probabil din cauza alimentării, alimentație și apă, aer poluat, nu știu ce. Eu acum am observat că sunt foarte mulți copii nu prea bine dezvoltați, dar noi lucrăm ca ei, prin efort, prin... deci noi facem educație prin sport. Ăsta e tot cuvântul și această educație înglobează și tot ce înseamnă partea fizică, mentală și tot ce ține de treaba asta. Și pe partea de fotbal ați fost implicat doar pe partea așa de management? Eu am fost 6 sau 7 luni președintele Consiliului de Administrație. Am lucrat cu domnul Mulțescu, parcă era antrenor. Nu ne-am intersectat, sunt un tip care știu locul meu, e total străin, mai mult pe partea administrativă, adică eu buget am partea administrativă, care e destul de stufoasă și grea, pentru că sunt două chestii. Legea 69, care este Ministerul Sportului, și plus administrația publică, care pe vremea aia, acum 4-5 ani, nu prea mergeau. Acum e mult mai ușor cu aceste contracte de activitate sportivă. Dar acolo era foarte greu și foarte multă atenție mi-a trebuit. Nu cumva aveam jurist. Deci aveam o echipă bună. Nu mă băgam absolut la domnul Mulțescu. Nu. Apropo de băgat, am văzut o glumă pe net. Eu mai spun și glumițe în emisiune. Mai relaxăm puțin atmosfera. Ce înseamnă FCSB? Faci cum spune Becali. Nu mă bag. E o altă lume, e o lume aparte, cum e Formula 1, tenisul. Dumneavoastră nu vă băgați. Tenisul, Formula 1, fotbalul, asta e altă lume. Ei sunt alții. Adică altă lume, mă refer. Eu sunt cu lumea mea, atletism, asta știu, asta am făcut, asta am dus-o până la excelență. Sunt foarte conectat. Dar sunteți pasionat de fotbal sau sunteți cumva fan? Nu știu, poate vine cu vârsta. Îmi place foarte mult Realul, fan Real declarat, clar. Mă uitam la Juventus cât era Dybala acolo, că îmi plăcea de Dybala, un argentinian, băiețelul ăsta, cum e accidentat, s-a dus la Roma, la Mourinho, nu merge echipa și cam... Dar la Real mă uit cu plăcere, la Real. Și normal, în intern sunt cu CFR Cluj, că am copilărit pe Gruia, acolo am copilărit. Ating un subiect mai delicat și cumva politic, dacă vreți să comentați dacă nu înțeleg. Este această perioadă în care tot ce este rusesc este într-un fel sau altul blocat, sabotat și așa mai departe, inclusiv niște sportivi care fie nu pot să participe la competiții, fie nu știu care este exact situația. Cum vedeți dumneavoastră în sport această situație cu... Să zic cum spune inima sau cum trebuie să spun? Spuneți cum... Mai bine nu răspund, pentru mai bine că e foarte periculos. Deci, încă o dată, vreau să zic, se supără, nu se supără, dar asta e realitatea. Eu sunt un produs al sistemului estic, unde predomina școala rusească, să zic așa, cu Medvedev, care a fost primul care a făcut planificarea în sport. Acum a venit un român, am înțeles, prin Canada, Bomba, sau cum îl cheamă, și a colorat puțin mai bine această planificare. Dacă nu, de roșu a pus verde sau nu știu ce. Dar planificarea, fondul, conceptul exact, baza, Noi am fost pregătiți ca un business. Adică studiu de piață, te-ai dus la școli, nu? Acolo ai văzut ce se întâmplă în zona sau în regiunea respectivă, că încă o dată la clubul sportiv școlar noi în fiecare toamnă și primăvară mergeam la selecții. Bistrița o cunosc mult mai bine ca și Clujul sau nu știu ce, pentru că aveam Bistrițare 7 Băi. Fiecare profesor era la clubul sportiv școlar, tu ești responsabil Valea nu știu care. Deci era super. Și atunci aveam responsabilitate. Deci ca un business, studiu de piață, vezi de ce se întâmplă și începi să faci un business plan. Adică planul de pregătire. Business planul trebuia să te ducă la succes. Adică la cel puțin campionat național. Deci noi cu businessul, cu partea de business suntem foarte apropiați. Dar acum nu mă întreba, că am întrebat pe un antrenor care a avut o accidentare cu sportiva respectivă și am întrebat câte sărituri ai făcut că s-a ajuns așa? Păi nu știu.
Păi tu nu știi câte sărituri faci pe săptămână, pe etapă sau pe microciclu sau eu știu, bla, 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 bla. Nu. Sau pe mine încă nu m-au făcut, dar un coleg de-al meu care totuși s-a dus la un club și a început să ceară plan de pregătire, plan de etapă, plan anual, plan, exact tot ce trebuie, l-a făcut comunist. Comunist, ok, comunist. A făcut pasul înapoi și gata. Sau cum a fost nebunia asta a ministrului actual să dea afară toți antrenorii care au avut peste 65 de ani. Ok, dar ea, dacă știai să apeși butonul, adică știai puțin să-i coagulezi, să-i aduci, ea putea să facă o educație extraordinară pentru ăștia tineri. Deci să fie un mentorat. Dar de ce s-a întâmplat? Și vă spun ce s-a zis de politic. Ok. Știți ce s-a întâmplat la cluburile sportive? Ce s-a întâmplat una la mână? Au venit anumite persoane mai puțin pregătite, veneau ăștia moștii sacri, ăștia antrenori, ăștia de 50-60 de ani. Vreau și eu o ciocolată la grupa mea sau așa. Vreau și eu să mă duc până la Deș. Vreau și eu. Nu sunt bani, nu sunt bani. A treia, a patra oară, acel antrenor n-am mai făcut nimic, pe bună dreptate. Dar dacă tu pe ăștia ai fi putut să-i aduni, nu să-i dai afară, să-i aduni, nu știu, soluții sunt. Sunt soluții. Acești oameni puteau, exact ce ai zis tu, să facă legătura între generația apusă, zic așa, cu generația care vine și trebuie să producă. Că ei sunt plătiți. Că toată lumea zice... Premier. Păi stai puțin, tu ca antrenor nu ești plătit ca să îți faci treaba. Că am 3 campioni naționali, dați-mi premiere. Păi ăla de la fabrică când face 100 de bucăți la... Acum poate zic niște chestii foarte dure. Care stă la șaibul acolo și face 100 de piese și a făcut 100 de piese cum trebuie și producția merge, are premiere? Legea îți permite, foarte bine, doi, dar poate în anii 90 de care ziceai tu, acolo n-am greșit cu niște chestii care explică eșecul de astăzi. În anii 90 am greșit foarte mult. Foarte mult am greșit. Și știi unde văd? Văd la părinți. Părinții ăia din 90 acum sunt părinți. Și aduc copiii. Și au foarte multe lacune ceea ce înseamnă față de copilul care este vede la televizor, intră la noi și noi începem să facem și puțină educație pentru o viață responsabilă. Că asta, viață sănătoasă, asta e așa, slogane. Dar hai să ducem pe o direcție de viață responsabilă ceea ce se pliază pe tine. Aici și aici încercăm să educăm. Și generația este mult asta, copiii actuali sunt mult mai bine pregătiți ca și părinții lor. Acum ei când vor deveni adulți, va fi această transmisie de generație va fi mult mai. Și este foarte important pentru că sportivii noștri de mare performanță sunt ambasadorii României în străinătate. Dacă întreb peste tot în lume despre România, mulți vor spune de Nadia Comăneci, de Gheorghe Hagi, de Gabriela Sabo și așa mai departe. Simona Halep, Africa e foarte cunoscută, Gabi. În Africa. Pentru că e parte de atletism, e foarte cunoscută. Asta cu ambasadori, astea sunt, nu știu, e un vocabular. Ei și-au făcut treaba. Acum... ok, într-adevăr, ai o mândrie când te duci în Maroc și o vezi pe Gabi la tutungerie, are poza lui Garu și Gabi. Ok, e foarte frumos. Dar, da, și-a făcut treaba față de țară, corect. Suntem la final, domnule Gheorghe, și... Sper că n-am deranjat, sper că... Care a fost cea mai grea victorie, într-un minut, cea mai grea victorie pe care ți-a avut-o Olimpiada. Dumneavoastră? Olimpiada. Campion olimpic. Eu mi-am făcut datoria față de statul român, m-a educat, m-a crescut și eu am dat înapoi acest titlu olimpic. Asta pot, altceva nu pot. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, pentru că mi-ați urmărit. A fost alături de mine domnul Gheorghe și antrenorul care
A antrenat-o pe Gabriela Sabo și alături de dumneavoastră a ajuns cel mai bun sportiv al lumii în 1999. Cel mai bun atlet al lumii, dar și cel mai bun sportiv al lumii. Mi-am amintesc că a avut ambele titluri. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit să rămâneți atât de programele Canal 33, revenind după o scurtă pauză publicitară. Telespectatorilor noștri.